Bine v-a regăsit, dragi prieteni, vă spune Ion Cristian Țăran și echipa TVR Târgu Mureș la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Astăzi vă poftim cu cântecul și povestea pe Valea Mureșului Superior, mai exact o subzonă a Văii Mureșului Superior, mai exact Valea Beicii, alături de o bine cunoscută și îndrăgită interpretă de muzică populară, Maria Neag. Bine ne-am reîntâlnit. Am zis bine? Da, foarte bine, Cristi. Bine ne-am reîntâlnit și bine i-am reîntâlnit pe dragii noștri telespectatori. Să știi că mi-era dor de cântec și de poveste, pentru că viața fiecărui solist, fiecărui interpret este un cântec, de fapt, și o poveste. De fapt, viața fiecăruia dintre noi fiecărui este om, o poveste, da. Și poate și un cântec. Cu siguranță, fiecare dintre noi, chiar dacă cum zic mulți, că n-au glas, dar ei avem glas, Doamne, ajută-ne. Bineînțeles. Și Doamne, îți mulțumim. Odată și odată am cântat, chiar dacă am cântat mai rău, dar am cântat undeva. Maria Neag, de pe Valea Beicii. Da. Și mă uitam la un titlu a cântării tare, Cine se poate răbda? Nu se poate răbda nimeni, cum spuneai și tu la început. Fiecare interpret are o poveste, are un cuvânt de transmis celui care îi apreciază munca, cântecul. Așa ești și tu. Te-am urmărit în activitățile tale și îți place să interacționezi cu publicul, spectator și nu numai. Așa vrem să facem și astăzi, să interacționăm cu publicul, spectator, iubitor de frumos, iubitor de cântec și tradiții. Da, într-adevăr, și cea mai frumoasă interacțiune cu omul în general este cântecul, pentru că ceea ce transmite un solist omului care îl privește și îl ascultă este o parte din sufletul lui. Cântecul este parte din sufletul meu și sufletul nostru. Cu siguranță simți și tu acest lucru când ești în fața oamenilor și le dăruiești cântecele tale, Cristi. Simți așa că o parte din sufletul tău se duce către oameni și îți vine înapoi acea bucurie și acea împlinire și mulțumire a ta că poți să dăruiești ceva din tine, practic. Noi asta suntem, asta e menirea noastră a artiștilor, să le transmitem oamenilor frumosul și să bine dispunem sufletele tuturor. După atâți ani de activitate artistică, de cântat, mai există emoție? Foarte multă emoție. Cred că acum, după, să zic, câți ani? Te rog. 31 de ani de cântec de scenă, așa simt că emoțiile sunt mai mari ca niciodată. Probabil că în urmă cu 30 de ani, când am pășit pe acest drum al cântecului, nu conștientizam care este rolul meu în fața publicului, dar acum de fiecare dată emoțiile sunt parcă diferite de la un eveniment la altul și bineînțeles că neavând acea emoție nu poți nici să transmiți. Bine, e emoția aia constructivă, emoția pe care noi de fapt o avem, dar o stăpânim, dar publicul nu prea o vede și nu o simte, pentru că știm oarecum că experiența asta de viață, de scenă, ne ajută să putem să stăpânim emoțiile. Cântecul fără emoție nu ar fi cântec, nu ar fi sensibil, știi? Emoția îl sensibilizează cântecul. Cu emoție ne-ai dus și tu primele două cântări de acum câțiva ani de zile. Doamne Cristi, căutând de fapt altceva, am găsit un CD cu două piese pe care, sincer, nici nu mi-am mai amintit că le mai am înregistrate. Sunt prin 1999, cred, făcute doar cu trei instrumentiști, vioară, braci și contrabas. Formula și tradițională. Formula tradițională și, surprinzător, sunt înregistrate, cum se zice, în studio 1 la 1. Asta adică toți ați cântat deodată. Da, deci totul a fost
acolo, live, pe viu, n-a fost lucrat și prelucrat, cum se lucrează acum mai nou, știi bine, în studiouri, fără negative, fără atâtea, mă rog, corecturi și alte cele ce se suportă acum la masterizări. Deci sunt printre primele mele piese. Și bineînțeles că m-am bucurat tare mult și aș vrea să le dăruiesc și telespectatorilor noștri. Cu mare drag te așteptam pe locul nostru de cântat. Dragi prieteni, Maria Neac, și revenim la poveste. Cântec și poveste, invitata noastră de astăzi este Maria Neag. Maria, te ascultam așa de începuturile tale, iată că totodată te-am provocat ca să ne ducem la începutul. Și da, am vrea să povestim de începuturile tale. Știu că aceste două cântări care ne le-ai cântat sunt primele tale înregistrări realizate alături de o formulă tradițională, cum spuneai.
Atunci a fost momentul când ai simțit, eu trebuie să cânt, da, și să mă plec înspre a culege cântec, să-mi alcătuiesc un repertoriu. Cred că nici nu te gândeai atunci, nici nu realizai ca mai apoi, în ani, să reușești să faci o carieră din cântat, dar nu orice cântat, cântat altfel, adică să fii într-un ansamblu. La un nivel profesionist, da. Cu siguranță, probabil că niciun tânăr începător, un copil, practic, fiind când am început să cânt, nu se gândește că ulterior va păși chiar pe o scenă adevărată și va colabora și va fi solist profesionist într-un ansamblu, dar iată că Dumnezeu știe întotdeauna ce face cu noi și care ne este drumul în viață. E foarte frumos și eu mi-amintesc cu drag întotdeauna de începuturile carierei mele muzicale. Bineînțeles că, așa cum am mai zis și în alte emisiuni, cântam de mică, cred că m-am născut cântând. În festivaluri ai umblat? Da, chiar asta vreau, aici vroiam să ajung. Bineînțeles că practic m-am șlefuit în festivaluri, pentru că e foarte important pentru, mai ales la tinerii care încep să pășească pe acest drum al cântecului, să participe la festivaluri. Deoarece aici te deprinzi cu prezența scenică, cu alegerea repertoriului, repertoriul cu acel juriu care te judecă. Exact. Păi, normal că oarecum trebuie să știi și tu să te pui în valoare, atât prin costum, cât și prin repertoriu și să poți să faci diferența dintre cântecul tău tradițional, cules, pur de acolo, de la rădăcină, cum se zice, și, mă rog, cântecele care nu te reprezintă pe tine ca zonă, ca și timbru vocal, ca și interpret. La 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 la
Șamă, la, 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 la chiher și nadă, șamă, la, 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 la urisul și șerbeni, la, 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 când s-adună lătureni, la, 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 la căcuși zâmni, hai! Damă, la, 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 nu te da, nu te lăsa, mă, la, 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 jocă, bade, nu te da, mă, la, 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 nu te da, nu te lăsa, mă, la, 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 nici eu nu mă las deloc, la, 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 îs prima în sat la joc, la, 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 la. Eu de mică știu jucam, la, 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 nu mă-ntră și nimeni, la, 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 la. Eu de mică știu jucam, la, 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 nu mă-ntră
și nimeni, la 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 la. E la lucru nu mă tragă, la 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 la. Totdeauna mi-a fost drag, la 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 la. Dar când aud ce era, la 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 la. Nu mi mai trebuie a lucra, ai la 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 la. Dragi prieteni, cum spunea Maria Neag, s-aude în sat cetera. Din păcate, nu prea mai auzim ceterele prin sat, însă, datorită ansamblurilor profesioniste, iubitorilor de muzică și tradiții, mai auzim ceterele la diverse activități, diverse evenimente. Încercăm să le mai ducem, Cristi, și prin sate și chiar și la mine, la Urisiu, dacă chiar o dată pe an mergem cu cetera și facem un joc. Dar nu se mai aude așa ca ei, nu se mai aude, cândva da, într-adevăr, în ogradă. Da, păcat că nu mai sunt nici acei oameni ai satului care puneau jocurile în valoare, pentru că s-au prăpădit mulți dintre ei, o parte din ei s-au mutat la oraș, mă rog, și oarecum satele suferă din cauza asta, că nu mai sunt acei oameni care să ia inițiativă. Cum vă primesc oamenii așa când mergeți pe sate? Foarte frumos și le vezi bucuria și sinceritatea aia în ochi, că te așteaptă cu drag să te audă cântând, să te vadă și e extraordinar. Deci, practic, acei oameni îți dau viață și te motivează să faci ceea ce faci cu mai multă dăruire pentru oameni, că noi artiștii pentru oameni cântăm, suntem oarecum în slujba lor și de fiecare dată când avem o apariție undeva, vrem să mergem cu ce avem noi mai bun și mai frumos, să le prezentăm cântecele noastre, cele mai frumoase, jocurile și bineînțeles că de aici se formează dăruirea asta și, între artist și om. Știu că înainte de a ajunge solist profesionist, ai umblat foarte mult în festivaluri de romanță. Romanța pentru tine este al doilea prieten. A doua mea dragoste. A doua ta dragoste. Romanța care, prin romanță, spunem anumite trădări, decepții în dragoste. Sau mai știm noi ce transmite prin acele versuri. Ce înseamnă pentru Maria Neag romanța? Romanța este o prelungire a sufletului în cuvinte și bineînțeles că fiind un suflet sensibil, un suflet de romanță practic, așa mi s-a și spus și la Târgoviște că a venit de la Târgu Mureș Maria Neac cu un suflet de romanță și visul vieții mele a fost dintotdeauna, Cristi, să particip la festivalul renumit de interpretare al romanței Crizantema de Aur și iată că după ceva ani mi s-a și materializat acel vis și prima mea participare la Târgoviște, pe o scenă adevărată, bineînțeles, și în adevărata lume și magia romanței, s-a și materializat, am adus în județul Mureș un premiu care pentru mine mă onorează și îi poartă numele reginei romanței românești. Deci am adus un premiu special Ioana Radu. La rândul meu o iubeam pe Ioana Radu încă din copilărie, ascultând-o și privind-o la televiziune cu grație și cum cânta și interpreta romanțele și cred că acea dragoste sinceră a mea și apreciere față de Ioana Radu, de regina romanței românești, iată că mi s-a și materializat prin acest premiu. Cum a fost acea experiență întâlnindu-te cu foarte mulți interpreți de romanță, jurul de specialitate, orchestra profesionistă Dor românesc de la Bistrița, da, condusă de maestru Ștefan Cigu. Ce să zic, a fost o provocare, o experiență unică în viață, plină și cuprinsă de emoții, dar de acolo, de sus, de la Dumnezeu, mi-a venit acea putere și am putut să-mi stăpânesc emoțiile. Deci este o trăire pe care nu pot să o descriu în cuvinte și doar acolo, palpând, să o simți, să fii pe acea scenă, doar așa poți să o simți și să o trăiești. Nu e o emoție care se poate descrie în cuvinte. Păi dacă nu e o emoție care se poate descrie în cuvinte, eu spun să ne-o descrii prin cântat. Prin cântat. Cel mai bine așa mă știu exprima cântând. Mi-e dor
de ochii tăi adânci. Scânteietori ca soarele de mai, mi-e dor de vraja ce-o arunci prin nos al părului bălai. Mi-e dor de vraja ce-o arunci prin nos al părului bălai. Mi-e dor de sărutarea ta, ce pătimașă tu mi-ai dăruit, ca vântul adindușor să-nvie chipul ce-am iubit, ca vântul adindușor să-nvie chipul ce-am iubit. Cum spuneai, romanța, o prelungire a sufletului exprimată în cuvinte, cu siguranță așa este. Ce experiență ai adunat în aceste festivaluri de romanță sau ți-a folosit de-a lungul carierei? Ți-a fost folositoare această experiență? Bineînțeles, pot să zic că m-am maturizat și în lumea romanței, adică modul de interpretare, pentru că și aici necesită o pregătire aparte. E diferită tehnica față de folclor? Da, foarte diferită. Intonația, deci tot ce înseamnă frazare, intonație, interpretare e total diferită față de ceea ce cânt eu pe scenă, muzică populară. Dar am apelat și la o profesoară de specialitate și îi mulțumesc pe această cale pentru ajutor și pentru susținere. Pregătirea vocală, am făcut o parte din pregătirea de canto clasic, pentru că oarecum te scoate puțin din sfera folclorului, din sfera folclorică și te duce oarecum în partea clasică, deși eu totuși timbru vocii mele și modul de interpretare este oarecum tot format pe folclor. Populară, da, romanța populară. Da, e o maturitate și aici, pentru că câștigi aici anumită experiență și deja pot să zic că am dobândit-o, deja pot să știu, am mai participat și la alte festivaluri de interpretare a romanței, la Zlatna, am adus și de acolo un premiu 3 și anul trecut am adus tot de la Zlatna premiul de specialitate al Consiliului Județean Alba. Și de la Baia Mare, pentru că aici se țin la Baia Mare, la Zlatna și la Târgoviște, se țin concursuri de interpretare a romanței. Da. Și nu-s puține, așa? Foarte puține, pentru că ar trebui mult mai, să fie mai pusă multe în fața publicului și readusă din nou în fața oamenilor, pentru că eu zic că e un gen destul de gustat de oameni și destul de așteptat. Adică eu cred că și aici la noi, la Târgu Mureș, am putea să ne mobilizăm și să organizăm o seară de romanțe, un spectacol de romanțe. Cu siguranță publicul Târgu Mureșean ar veni cu mare drag. Drag mi-a fost și drag mi-a și mă la 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 la.
și mă la 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 la. Să jucăm ca la frica, la chiher și la dășa. A la 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 la. Dragi prieteni, cântec și poveste alături de Maria Neag. Maria, până ajunge solist profesionist, tu căutai drumurile, cărările pe alte domenii. Și aici mă refer la facultatea de psihologie. Da. Te vedeai un psiholog. Da. Te-ai gândit că poate aș fi, mi-ar prinde bine să fiu un psiholog, dar uite când a fost. Da, să știi că în momentul în care am decis să mă înscriu la o facultate de psihologie, chiar aveam așa o vizualizare să am un cabinet de psihologie, dar, mă rog, anumite impedimente au fost și, sincer să spun, n-am putut să renunț la cântec. Adică, pentru mine, cântecul este viață și viața este cântec. Dar faptul că am urmat o facultate de psihologie, deci m-a ajutat și mă ajută în continuare foarte mult. Pot să înțeleg oamenii mult mai bine în urma acestei facultăți, pot să înțeleg comportamentul uman. Deci tot ce se întâmplă, de fapt, nu doar în lumea muzicală. În lumea muzicală, da, în viața de zi cu zi, totul se cerne prin ochiul psihologului și ar fi bine dacă s-ar implementa încă ca și educație, în educație de mici, la copiii de mici, să li se pună în școli psihologia, pentru că am trăit într-o societate mult mai sănătoasă. Și mai armonioasă. Și mai armonioasă, da. Dar ai rămas tot în armonice, apropo de armonie, ai urmat și o facultate de muzică, nu chiar după facultatea de psihologie. Ei, la ceva timp, dar... Te-ai ambiționat? Da. Și te-ai dus să cunoști tainele muzicii. Da, bineînțeles că odată cu angajarea mea într-un ansamblu profesionist, oarecum mă obliga și cum să zic, profesia să aprofundez studiile muzicale, pentru că viața este o continuă învățare și mai ales muzica. Muzica este o învățare continuă și tot timpul ai ceva de învățat, chiar și după, să zic, 5 ani de solist profesionist. Se spune că toată viața învățăm, exact. Și tot nu învățăm destul. Da, tot necunoscătorii ne ducem de aici, dar și mai ales în domeniul muzicii, zilnic învățăm ceva nou, zilnic învăț ceva nou, zilnic studiez, pentru că asta este muzica, o învățare, o muncă continuă, pregătire, vocea trebuie să fie tot timpul pregătită, antrenată, repertoriu pe măsură, tot timpul să vii cu piese noi, mai găsești inspirație, mai găsești cântece de la lăutari, de la oamenii satelor? Încă se mai găsesc. Recunosc că mulți dintre ei și de la mine, de acolo, de pe Valea Beicii, din satele aparținătoare, s-au cam prăpădit cei de la care am cules în urmă cu 30 și ceva de ani, doine și balade, dar încă mai avem, mai sunt surse și așa, în măsura timpului liber, mă mai duc.
și mioarele, mă la 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 la, și cântă din fluiere, mă la 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 la. Și bădița, mă la 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 la, sus în munte cu turma, mă la 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 la. Ia-mă bădiță la stână, la 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 la, ca să-ți fac inimă bună, la 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 la. Ia-mă și fă-mă băciță, la 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 la, cam să-ți dau dulce guriță, la 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 la. Vai săracii ciobanii, la 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 la, cum beau apă cu pumnii, la 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 la, cum beau apă cu la 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 la, și-s roșii ca bujorii, mă la 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 la. Mâncă brânză și jântiță, la 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 la, și-o sărută pe băciță, la 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 la. Dragi prieteni, am revenit alături de invitanta noastră, Maria Neag, un nume de referință în cântecul mureșan. O Mărie a cântecului mureșan. O Mărie a cântecului mureșan. Știu că în urmă cu ceva vreme ai zis că mi-ar plăcea ca la următoarea noastră întâlnire să povestim așa despre mării. Și ai venit pregătită astăzi, nu m-am uitat în straiță, să recunosc, și aș vrea să... Până aveai cum să te uiți în straiță, că... pentru că nu, nu știai ce am eu în straiță, am aici o trăistuță, dragii mei, și... Sunt foarte bucuroasă și fericită, Cristi, că în urmă cu 5 ani m-a contactat un domn, Puiu Răducanu, de la Vâlcea. Uite că a cuprins aici, într-o antologie, alcătuită Măriile Cântecului Popular. Și mă bucur și mulțumesc pe această cale domnului Puiu Răducanu pentru această inițiativă și pentru faptul că am fost și eu, Maria Neag, cuprinsă în această carte. Acolo, la pagina 227, se poate vedea acolo o mică autobiografie a mea și... Ei, ce bine spune domnul Puiu. Da. Zicea că cea, născut Maria Neag, născută în satul Urisiu de Jos, județul Mureș, pe frumoasa vale a Beicii. Când, de mică, eram sufletul petrecerilor școlare. Școlare, da. Cum erau petrecerile școlare în vremea copilăriei tale? Foarte frumoase erau. Deci nu exista Crăciun fără să marcăm printr-o serbare școlară, ziua de 8 martie, sfârșitul de an școlar. Deci totul se cernea prin cântec și prin joc popular. Costumul popular îl îmbrăcam la toate sărbătorile mari de peste an și iată că de atunci probabil dragostea de cântec m-a dus pe acest drum și de-am ajuns... Te gândeai vreodată că vei fi pusă la un loc cu Măriile Cântecului Popular? Nu mi-am imaginat niciodată că, uite, o să apar într-o asemenea publicație alături de Maria Ciobanu, Maria Lătărețu, Maria Tănase, care sunt nume de referință ale folclorului românesc. Și ce? Vreau să zic că toate mi-au fost modele și pe toate le admiram și de la fiecare probabil că am încercat să iau așa câte ceva. Nu să copiez sau să imit pe cineva, pentru că am încercat să-mi formez propria mea personalitate pe scenică, dar așa câte puțin am învățat de la fiecare. L-ai știut pe regretatul Pătru Dumitru. Da. Și nu știu dacă în discuțiile voastre ți-a spus că le spunea profesorul lor,
fă ca mine ca să te descoperi pe tine. Exact așa ai făcut tu, da, cu măriile cântecului popular și nu numai. Ce modele aveai din Mureș? Din Mureș am avut-o pentru început ca model și am și învățat printre primele cântece pe doamna Emilia Lateș, să știi. Deci mi-a plăcut tare mult, l-am auzit la Radio Târgu Mureș, la Radio Cluj, la pe drumul care mi-e drag, la la la, la 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 la, n-am treabă dată t-mi fac, la la la, la 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 la, dar pe care îi urât, la la la, la 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 la, am treabă și nu mă duc, la la la, la 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 la. Și, bineînțeles, chiar și colegele mele de la ansamblu Mureșu, Leontina Pop, Dorina Oprea, și ele mi-au fost oarecum așa modele de scenă și uite că ulterior am ajuns să fiu colegă și de ansamblu cu modelele mele. Da, într-adevăr, două nume de referință pentru două văi, Valea Gurghiului, Leontina Pop și Valea Mureșului Superior, Dorina Oprea. Da, Dorina Oprea fiind și profesoară la Școala Populară de Artă, am urmat cursurile Școlii Populare de Artă la secția Canto Popular și am avut o profesor ca pe Dorina Oprea, da. Și iată că Valea Beicii astăzi o are ca reprezentant de cinste pe Maria Neac, dragi prieteni, o lăsa să ne cânte și ne întoarcem la poveste. Înceapă a juca ca mine și cu badea, la 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 la. Când mă ia badea la joc, la 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 la, din călcâie îmi iese foc, la 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 la, și mă stâmpă la inimă când mă învârte pisul mână, la 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 la. Joacă-mă bădiță bine, la 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 la, că știi rândul ca și mine, la 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 la, iarna la petrecere și vara la sășere, la 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 la. E panadorul lui, la 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 la, tu ești fruntea jocului, la 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 la, ai cămașă cu mărgele pe placul inimii mele, la 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 la, nu mai ai pereche în sat, la 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 la, și la inimă mai dragă, la 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 la. Dragi prieteni, cântec și poveste alături de Maria noastră, Maria Neag. Maria, iată că ce-i frumos trece repede. Așa a fost și emisiunea noastră de astăzi. Deci să nu-mi zici că deja suntem la finalul emisiunii. Da, pentru că așa mult îți place a cânta și a juca. Știu că ești o jucăușă desăvârșită. Ne-am întâlnit în urmă cu câteva luni la cel mai mare bal al însuraților de pe Valea Mureșului, da, și nu numai. Este unic în țară balul însuraților și ceea ce se întâmplă acolo la noi, la Reghin, la balul însuraților, este ceva unic, ceva aparte. Când vezi peste, deci, 5-600 de oameni îmbrăcați frumusețea, în costume populare. Frumusețea costumului popular, jocului, a cântului și a jocului, deci acolo la noi, la Reghin, este unică și frumoasă. Da, îmi place să joc. Ai lipsit vreodată de la vreo ediție? Nu. Vreau să zic că am fost prezentă la toate cele 15 ediții și, așa cum am zis și acolo, în direct, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am fost sănătoasă și am putut să particip și, bineînțeles, le mulțumesc și organizatorilor, că asta e un lucru mare, să te invite organizatorii, gazdele noastre minunate, la toate cele 15 ediții. Da, într-adevăr, un bal frumos unde, iată că... Da. Eu și colegul meu, Sorin Pantea, am și compus, avem un imn compus special pentru acest bal.
Balul Însurațiilor de la Reghin, da, într-adevăr, un eveniment care păstrează vie identitatea noastră. Chiar dacă noi ne-am modernizat, dar n-am uitat, iată, jocul, nu se mai face ca mai demult la șură, acum e o șură mai mare, unde sunt câteva sute de oameni. Maria, îți mulțumesc că ai răspuns invitației noastre. Cu mare drag și o să mai revin, pentru că deja am ceva nou, ceva nou concretizat, o surpriză plăcută pentru tine și pentru dragii noștri telespectatori, și o să revin cu noutăți. Când ai noutăți? Și cu cântece noi, dar și cu romanțe. Iată că m-am mobilizat le împletim și amândouă. Le împletim, da. Uite, te așteptăm aici în casa noastră să vii să ne mai povestești despre activitățile tale, despre realizările tale. Încă o dată îți mulțumesc. Cu mare drag și eu mulțumesc și să ne revedem voioși, sănătoși și bucuroși, dragii mei. Cum spunea Maria Neag, să ne vedem sănătoși și bucuroși. Ion Cristian Țăran și echipa TVR Târgu Mureș, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Până ediția următoare, cele bune! La 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 la, când îi văd le mulțumesc, la 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 la. La toți care mă vorbesc, la 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 la, când îi văd le mulțumesc, la 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 la. Hai lume dragă, omul care nu-i vorbit, hai lume dragă, nu știi cum o trăi. Niciodată, la 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 la, nu o poți ține legată, la 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 la. Gura lumii niciodată, la 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 la, nu o poți ține legată, la 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 la. Hai lume dragă, omul care nu-i vorbit, hai lume dragă, nu știi cum o trăi. Gurașelui ce te scuipă, la 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 la, numai pământul astupă, la 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 la. Gurașelui ce te scuipă, la 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 la, numai pământul astupă, la 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 la. Hai lume dragă, omul care nu-i vorbit, hai lume dragă, nu știi cum o trăi. Eu la cei ce mă vorbesc, la 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 la, numai bine le doresc, la 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 la. Eu la cei ce mă vorbesc, la 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 la, numai bine le doresc, la 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 la. Hai lume dragă, omul care nu-i vorbit, hai lume dragă, nu știi cum o trăi. Hai lume dragă, omul care nu-i vorbit, hai lume dragă, nu știi cum o trăi.